Ministrul Agriculturii minte cum respiră. Acuzația a venit în direct la PS News de la vicepreședintele Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaților, Emil Dumitru. Am mai văzut o declarație a domnului ministru care mi se pare mincinoasă, nu că mi se pare, este mincinoasă. Ce au făcut colegii socialiști pentru că se va vedea, pentru că există căsuța electronică a fiecărui eurodeputat? Au votat alături de verzi respingerea Propunerii de regulament și mi se pare revoltător ca un ministru care știe adevărul și care cunoaște, dacă nu cunoaște măcar, i s-a explicat tehnic de către cei din minister să vină să încerce să manipuleze opinia publică și fermierii, explicând că doar colegii socialiști au votat respingerea regulamentului.